La Livada, formația locală a fost eliminată de Energia Negreș, scor 2 la 3, în vreme ce la Mediești, Dacia a pierdut greu 1 la 0 în fața deținătoarei trofeului Talna Orașul Nou. Celelalte echipe calificate în turul 3 din Cupa României, faza județeană sunt Real Andrid, Platanul Marna, Cneho Urziceni, Voința Babța, Prietenia Crucișor, Voința Doba, Sportul Botiz, Victoria Pasomeșuloar, Luceafrul Decebal, Recolta Dorolț, Krasna. Crai Dorolț, Gloria Moftinul Mare, Olimpia 2010, Satu Mare 2. La sfârșitul săptămânii se va relua și Liga 4 Se anunță o primăvară interesantă cu multe schimbări la nivelul fotbalului județean.